Bine v-am găsit, e ora știrilor în emisia primului post nistrean de televiziune. Noi continuăm să vă aducem la cunoștință principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum. Cum a văzut Nistrenia jurnalistul din India? La Universitatea de Stat Nistreană a luat start admiterea suplimentară. Troleibuze renovate circulă prin Tiraspol. Jurnalistul din India, Kapil Kamiredi. El scrie despre conflictele internaționale pentru ediții cu nume mondial. Spre exemplu, New York Times, Washington Post, Daily Mail și nu numai. În calitate de expert, deseori apare în eterul de la CNN și BBC. Cum a văzut Nistrenia Kapil Kamiredi, pe care grupul nostru de filmare Absolut Întâmplător l-a întâlnit în cetatea Bender? Vizionăm în continuare. Kapil Kamiredi ia cunoștință de istoria cetății din Bender. Întreaga excursie n-a lăsat din mâini telefonul, are acolo zeci de imagini. It's a very interesting complex. E o oportunitate minunată de a mă atinge de istorie. Am multe impresii după excursia din cetatea Bender. E greu a înțelege țara fără a-i cunoaște trecutul. Pentru mine, ca jurnalist, acesta e un lucru important. Kapil e de origine din India, a făcut studii în Britania, acolo și-a creat cariera de jurnalist și scriitor. A devenit popular datorită lucrării Scurtă istorie a Indiei. Acum scrie mult pentru experți mondiali despre India natală, despre situația în Orientul Mijlociu, conflictele în Europa de Est. Pe malurile Nistrului a venit pentru a se clarifica în detaliile contradicțiilor moldonistrene și a vedea cu ochi proprii țara noastră. I haven't come across all the stereotypes. În lume sunt multe stereotipuri despre Nistrenia, dar ca jurnalist am venit încoace nici să le confirm, nici să le infirm. Am venit să aflu cât mai multe despre țară și să-mi formez impresii. Îmi place la voi, oameni buni, bucate gustoase și o istorie bogată. Kapil Kamiredi a admirat cetatea Benderului, s-a plimbat prin Tiraspol și a înregistrat câteva interviuri. Cu cine? E un secret până ce. Spune că vom afla totul după publicarea articolului în unul din ziarele britanice. La Universitatea de Stat Nistreană a luat start admiterea suplimentară. Până la 21 august, în blocul B lucrează Comisia de Admitere, de la 9 dimineață până la 5 seara. Aici sunt așteptați viitorii medici, juriști, economiști, pedagogi, psihologi, la fel studenți la facultățile agrar-tehnologică, geografie, filologie. Are loc admiterea și la Facultatea de Cultură Fizică, Institutul Conducerii de Stat. Aici studiază politologii și sociologii. Abiturienții sunt așteptați la toate facultățile și filialele. La Facultatea Fizicotehnică pot fi depuse documentele în Tiraspol pe strada Răscoalei 2A. La Politehnica din Bender pe adresa strada Răscoalei din Bender 7. La filiala din Râbnița a Universității de Stat Nistrene pe strada Gagarin 2. Studentul poate fi admis la contract fără examene, în baza notelor din atestat sau a diplomei. Poate primi loc în cămin. Efectivul didactic este format din profesori înalt calificați. Viața studențească este interesantă, cu multe evenimente. După încheierea studiilor, absolventul primește două diplome, de model nistrean și al Federației Ruse. Așteptăm toți abiturienții în universitatea noastră. Toate detaliile privind admiterea la telefonul din Tiraspol 0533-79505. Fiecărui elev ce merge în clasa 1, compania Șerif îi deruiește câte 100 de dolari. Banii sunt trecuți pe contul părinților. Aproape 3700 de persoane au primit deja banii. Pentru cei care nu au reușit să depună cerere, nu este o problemă. În școli încă le primesc. Vreau să-i liniștesc pe toți. Toți vor primi ajutorul material, chiar și cei care sunt plecați. Când vor veni, îndată pot depune cererea. Nu e o problemă. Bineînțeles, vor fi careva corectări în data primirii ajutorului material, dar toți îl vor primi, cei care merg în clasa 1. În cerere trebuie indicat numărul de cont și e nevoie de a lua cu sine pașaportul și copia lui. Despre situația în economie în ajun au vorbit în guvern. Iată ce a spus premierul Alexandru Rosenberg.
Situația din economie se dezvoltă în așa mod încât avem o anumită creștere. Măsurile pe care le-am întreprins ca parte a modificărilor legislative în anii 22 și 23 dau acum rezultate. Avem îndeplinirea supraplan a indicilor planificați, dar tot ce ține de achitarea vamală unică e o retragere profundă, în pofida faptului că am schimbat obiectivele la început de an. În agenda de astăzi a ședinței de lucru a șefului guvernului cu miniștrii, cum sunt cheltuiți banii din buget acum și cum să susțină în continuare întreprinderile din țară. Și încă, inițiativa guvernului. Acum lucrătorul trece controlul medical în timpul angajării și îl achită singur. Ideea este ca angajatorul să întoarcă apoi banii angajatului. Propunerea va fi examinată de către Sovietul Suprem. Pavajul pe strada Pocroavilor, el a fost descoperit în timpul reparației, când au înlăturat asfaltul vechi. E simbolic, exact lângă cartierul muzeistic. Când și cum a apărut pavajul în oraș, țin minte arhivele din muzeu. Apariția pavajului pe strada centrală a orașului Tiraspol este meritul conducătorului orașului Grigorie Ivanovici Olșevski, din ziarul local Viața Tiraspolului. La ora 5 într-o seară de noiembrie trebuie să mergeți la gară, să întâlniți din Odessa un prieten. Ploaia și umezeala au distrus nu numai străzile orășenești, dar au transformat într-un lac toată piața dintre gară și oraș. Datorită lui Grigorie Ivanovici Olșevski a început soluționarea întrebării montării pavajului. Primele trotuare de pavaj în oraș au apărut în 1913. Strada Pocroavelor, în primul rând, deoarece ea era principală. În al doilea rând, a pieței. Acum ea poartă numele Sverdlov și drumul spre gară. Atunci se numea Agării. Pavajul de pe strada Pocroavelor în curând din nou va fi ascuns sub asfalt. Până în septembrie, pe strada centrală planifică să sfârșească reparația. Până ce toate mașinile circulă în ocolire. În capitală vopsesc și renovează troleibuzele. La Tiraspol deja câteva zile circulă troleibuze actualizate. Acum în departamentul de troleibuze pregătesc pentru ieșirea în linie încă o mașină. O vopsesc din exterior și în interior. În salon repară electricitatea și schimbă tapiseria banchetelor. În troleibuze au fost înlocuite scaunele șoferului cu altele confortabile. Șoferii lucrează câte 12 ore în zi. Ne străduim să facem lucrul lor mai confortabil, să îmbunătățim condițiile de muncă. De asemenea, reparăm șasiul, integritatea caroseriei. Dacă e necesar, lucru de sudură, facem totul pentru ca mașina să circule bine. Reparația și vopsirea unui troleibuz durează aproape o săptămână și jumătate. În primul rând, actualizează troleibuzele vechi care au nevoie deja de reparații. Apropo, cel mai în vârstă are 38 de ani. În anul curent, intenționează să restaureze încă 10 troleibuze. Bendir. Pe piața Eliberării, zeci de rafturi. Acesta este iar marocul procură marfă nistreană. Participă producători binecunoscuți și începători. Scopul proiectului e de a aduce la cunoștința consumatorilor noștri marfa produsă la noi în țară, de a o populariza. Cunoaște-i pe ai noștri, procură marfă nistreană, așa răsună deviza proiectului. Aici este totul, de la produse alimentare până la lingerie. Deja mai bine de 20 de ani, o întreprindere nu prea mare din Bender confecționează saltele, pierne și plapume. În asortiment sunt perne pentru femei însărcinate. În continuare vor fi utile și pentru copii. Tineretul preferă telefonul, am găsit loc și pentru el. Iar aici e Odema și Intercenter Lux. Fuste, bluze, rochi, scurte, uniformă școlară. Tot ce e necesar pentru școală. Combinatul de panificație din Tiraspol a adus la Iarmaroc apă, meleagul nostru. Este o inovație. Замечательная водичка, что-то новенькое, вкус какой-то такой вот прям яркий для меня новый. Понравилось. Саламул de frigăru este un articol nou propus de Blagoda. Safalade cu iaurt și cașcaval mozzarella. Este și marfă bine cunoscute. Tinerii din Tiraspol au adus articole din smoală de epoxid. A avut loc și tragerea la sorți. Participanților le-au înmânat diplome. A evoluat orchestra de fanfară.
Quintetul Liberty este în turneu în Rusia. Jazzmenii străini au evoluat pe piața centrală din Nijni Tagil. A fost un concert cu ocazia zilei orașului. Iată cum au fost întâmpinați muzicienii străini. Лауреаты международных фестивалей и конкурсов духовой, эстрадной и джазовой направленности в Молдове, России, Белоруссии, Украине, Абхазии, Польше, Сербии, Кубе. Государственный коллектив Приднестровья «Либерти», город Тирасполь. Встречай, Тагил! După Tagil, quintetul Liberty va concerta în Asbest, regiunea Sverdlovsk, unde va participa la un festival de fanfară. După sari Parcul Energeticienilor, aici în decurs de 6 ani are loc festivalul consacrat memoriei cunoscutului rock muzician rus Victor Tsui. Grupa Glorie, na rukave, noi bayakovy nove, na rukave. Tsui это уже, наверное, как классика своего рода. Да, русская классика. Tsui face parte deja din clasica muzicală rusă. Textele lui sunt pentru suflet. În ele poți găsi ceva pentru sine. Sunt universale, ceea ce și ne place. Teatrul de vară al Parcului Energeticienilor a fost arhiplin. Город стреляет в ночь дробью огней. Но ночь сильней, ее власть велика. Следим за его творчеством уже постоянно много лет. Urmărim creația lui Victor Tsui în permanență de mulți ani. El vorbea despre ceea ce gândea, în mod deschis. Iar asemenea festivaluri sunt binevenite. Ele unesc diverse generații de melomani. Oamenii îl țin minte. Cântecele lui sunt pe plac atât generației în vârstă, cât și tinerilor. La festival au participat 14 grupuri muzicale din Dubăsari, Grigoriu Opol, Slobozia. Mai multe puteți afla în ediția de seară Gab și pe rețelele noastre de socializare. La fel ne puteți găsi în Viber și Telegram. Iar noi vă dorim o seară frumoasă în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!